Într-un fel mă bucur că avem un cer așa de frumos, deși par două linii care o să se întâlnească undeva, sunt în curs de manifestare. Pentru că atunci când am venit să văd expoziția, m-am gândit la o idee, o idee pe care a pus-o pe tapet filozof francez, membru al Academiei franceze, care s-a topit, s-a dus în stele anul trecut, în iulie, avea 80 și ceva de ani, este vorba despre Michel Serre. Și care, care vorbește despre proximitate. De ce? Pentru că venind aici, mi-am dat seama că definiția dată de el proximității e de fapt cu totul diferită. Filozoful acesta vorbește despre proximitate ca mod de, ca definiție a lumii noastre contemporane, în care, spune el, distanța se stinge, se topește, avem rețelele sociale, avem WhatsApp-ul, în orice moment, oriunde am fi, suntem aproape de celălalt. Da. Cred însă, da, cred însă că, iată, și situația de acum, dar pentru mine și întâlnirea cu această expoziție a însemnat redefinirea noțiunii de proximitate. Mi-am dat seama că ceea ce înțelegeam până acum prin proximitate, faptul că sunt de fapt alături cu oricine, de oriunde, înseamnă cu totul altceva decât sensul profund și adevărat al proximității, pe care îl găsești în fond doar în anumite circunstanțe. Simțim acum faptul că fugim de cel aproape ca și când ar fi celălalt. Iar proximitatea înseamnă, de fapt, nu a vorbi, nu a comunica, ci într-un sens pe care îl dădeam noi ca mai profund, cel de nu comunicare, ci cel de cuminecare, împărtășire și schimbare, alchimie. Și transformare și alchimie. Și atunci mi-am dat seama că proximitatea este ceea ce ai deja sau ceea ce ai găsit deja în centrul tău, înăuntru tău, ceea ce nu se poate lua niciodată prin întreruperea unei rețele sau prin distanță, ceea ce nu o să simți niciodată ca a fi altcineva. Nu se poate îndepărta. Și asta am înțeles venind aici și văzând imaginile cu derviși, pentru că ele au această componentă de cuminecare, de viziune profundă. Pentru că scaunul, așezarea, nu este un semn al distanței, ci este un semn al identității. Individul, vă aduc aminte, etimologic, înseamnă ceea ce nu se divide, ceea ce nu se împarte. Lucru pierdut întrucâtva în rețelele de Facebook, între identitate este din ce în ce mai împărțită, unde chipurile noastre sunt diferite, unde jucăm roluri, folosim persoana, da? Persoane, mai multe, sigur. Și atunci mi-am dat seama
proximitatea pe care o trăim este o falsă proximitate și adevărata proximitate făcută din aripi. Și aici mă duc la o altă trimitere legată de statutul artei și statutul culturii contemporane. Există din nou un francez care vorbește despre faptul că rădăcina artei înalte, diferită cu totul de arta populară, de arta comună, se află în religie. Da, Egipt. Pentru că religia creează comunitate. De la iluminism încoace, noi trăim într-un contract social, un contract în care pe care îl avem cu celălalt, cu lumea, un contract care înseamnă că putem ieși Da. din comunitate. Nu poți ieși pentru că în comunitate ai intrat printr-un rit de trecere, prin naștere, prin botez. Ai locul tău și ieși prin moarte, dar ieși pentru a intra în comunitatea strămoșilor înaltă. Și aici cred că intră tema clopotului, șapte, Cred că care coagulizează și nașterea și moartea. absolut, și atunci pupa se transformă în clopot, da? Deci pupa eucaristică, da, să zicem, citită în creștinism, împărtășirea, da. se transformă în clopot, în chemare, da? În această comunitate în care, de fapt, rolurile sunt date, sunt asumate, da? Dar nu în forma unui contract. Și atunci ne urmărește câte o aripă de înger, pentru că îngerul, până la urmă, este proximitatea absolută. Îngerul, bun sau rău, nu, Toți așa avem cum ne spuneau îngeri. bunicii, da? Umărul, nu știu care, nu mai știu, spunea bunica ceva despre nu știu ce umăr este îngerul, nu știu pe celălalt, mă am uitat între Da, timp. unul pe Dar, proximitate absolută nu se întâmplă decât în sânul comunității, în sânul unei lumi în care fiecare știe de la naștere până la moarte, după moarte și înainte de naștere, care este rolul, cine sunt eu. Și am trebuit să știm, să-l aflăm. Da, și de asta cred că ne aflăm aici, într-o expoziție specială, într-o expoziție cu scări, poate că ați văzut scară tradusă și în scaun, pentru că scaunul Da, inițial așa am vrut să o fac, dar alățăm pentru alt spațiu. Da, este evident, da? Scara pe care noi o avem, nu în iconologia creștină, scara păcatelor și a valorilor, da? A decelării identității. Iar scaunul cred că înseamnă așezare, dar o așezare într-o lume aceasta circulară, a mișcărilor de timp în care lucrurile se așează. Și cred că nu întâmplător, și asta mi se pare cu totul și cu totul special la expoziția de astăzi, Manela întâlnește registre culturale diferite, lumi care par inconciliabile în aceeași poveste. O poveste care, de fapt, este povestea fiecăruia dintre noi, povestea identității, povestea căutării adevărului și acestei proximități absolute. Pentru că, până la urmă, proximitatea
Proximitatea absolută este proximitatea cu înțelesul final, care poate fi numit Dumnezeu sau Zeu sau transcendent sau sens sau creator, dar până la urmă este o căutare a ceea ce ne dă echilibru, nu? Apropo de mișcarea aceasta de fișilor, în care și a lipinul, da? Dar cercul acesta, mișcarea absolută, de fapt are esența, așa cum mi-ai explicat atât de mult, da? Și să găsești echilibrul, nu? Da, evident că la o idee nu să pici, nu? Da. Să devii un stâlp. Da. Și dacă pici, dar măcar știi că ai devenit stâlp și la un dat revii, te transformi într-un alt ciclu, într-o altă comunitate. Da. Îmi place foarte tare că Manela folosește oglinda. Da. Oglinda ca trecere, nu oglinda închisă, ci oglinda prin care pot să trec pentru a înțelege cine sunt. Să nu uităm că Lacan vorbește despre faza oglinzii ca moment esențial în cristalizarea identității. În momentul în care mă recunosc în oglindă, sunt eu de aici. Dar în momentul în care trec prin oglindă, este proiecție sau s-ar putea să pot să mă așez în sfârșit. Sau altă funcție sau locul în care îmi găsesc așezarea. Este din pentagramă, nu? Din cercul acesta al învârtirii tipului prezent și găsesc punctul de sprijin, amin. Pentru că amin înseamnă punct de sprijin neclătinit. Am zis de etimologie, cuvântul amin înseamnă punctul de sprijin. De asta rugăciunile se termină întotdeauna punctul de sprijin, punctul de neclătină. Cred că ar putea fi. Mulțumesc frumos, să abia aștept să reascult, să reascult înregistrarea. Mi-ați pus noi întrebări, deja le-am anumite și urmează să le găsesc răspunsurile. Și mă bucur că ați venit, ne-am adunat așa puțin, dar poate că e mai bine așa. Și apropo de comunitate și proximitate, și că pot să văd expoziția mea și din perspectiva altuia, altora. Ceea ce e foarte important și mă bucură. Eu cred că trebuie să vă mulțumesc pentru că aduce cealaltă de scritură, dar mai mult decât scritură, de altfel de scriere, cred, în orizontul artelor decorative. Da, pentru că eu cred că aduce o experiență profundă care ne poate reconecta cu ceea ce arta contemporană a pierdut. Devenind atât de populară, devenind mainstream, devenind doar instalație, fără înțelesul. Da. Bădrian vorbește despre conspirația artei contemporane, după cartea lui, care nu atacă asta contemporană. Cred că ne jucăm prea mult cu formele și poate că... Și poate că, iată, momente acesta pe care îl trăim acum pot deveni surse într-o meditație asupra importanței unor lucruri mai presus de noi, mai presus de formă, meditație către înțelesuri poate mai grave pe care le putem descifra mergând către adevărata cunoaștere. Cărțile sacre, ce ne bucurează, către Dima Lucianu, către cărțile sacre, către la mulți ani, către revelații și către un discurs
mai bine decât noi înainte. Poate, dar fiecare trebuie să se exprime. Absolut așa. Chiar dacă au făcut o ieri, trebuie să facem și noi. Sigur, da. Partea de misiunea asta de comunitate. Și cred că și ceea ce au făcut ei trebuie să pară definit de fiecare dată. Da. Dacă să se mențină... Uităm în genul acesta de experiențe. De volum, da. Firilor de vii despre care... Aș eu vreau să mă împărți de păcate la pot. Poate că, adică cu siguranță cu altă ocazie. Siguranță cu altă ocazie și mă bucur mult de tot că ați reușit să veniți. Așa, în contextul ăsta mai special. Vă mulțumesc mult de tot, doamna Alexandra, și vă mulțumesc și vouă. Punct și de la capăt. Amin. Punct și de la capăt. Domnul profesor, aveți niște drepturi frumoase. Vreau să vizitați. Haideți, stați-mi la